Salutare tuturor! De această dată vă urez bun venit aici în Piatra Neamț. Mă aflu fix la sensul giratoriu aflat în fața gării CFR, care o vedeți acum în față. Însă aici există și un sistem de telecabine care te poartă în partea superioară pe munte. Aici la intersecție de altfel se află și biserica Pogorârea Sfântului Duh, fix aici în zona gării. Repet, Pogorârea Sfântului Duh. Iar telecabinele, bag de seamă că urcă în zona superioară, acolo în vârful acelui deal. O zonă turistică de altfel. Foarte circulată și foarte frumos sistemul cu aceste telecabine. Bineînțeles, le puteți vedea și în zona Brașovului, Sinaia și alte stațiuni. Însă eu trecând pe aici, prin Piatra Neamț, uimită mi-a fost mirarea să-mi arunc cu ochii și să le văd pe aici, pe deasupra șoselei. Iată, uite, sunt foarte multe. Un dute vino pe două căi, bineînțeles. Un sistem foarte inovativ, de altfel, pe care, repet, îl puteți vedea și admira și proba sau încerca și în alte orașe turistice de aici, din centrul țării. Am să merg un pic și să vedem cum apare sau cum arată gara CFR. Bag de seamă că este o clădire foarte, foarte veche, dar foarte aranjată și cochetată, dar și renovată de curând, țin să cred că acoperișul arată chiar foarte bine. Hai să vedem. Așadar, hai să vedeți și voi cum arată gara CFR de aici din Piatra Neamț mai în detaliu, așa cum îmi place mie să văd lucrurile. Clădirea este monument istoric ce datează din perioada 1912-1913, iar piatra este doar ornamentală aici în, pe fațada acestei gări, de jur împrejur. Acoperișul a fost total renovat pentru că l-am văzut de la distanță. Câteva trepte aici pentru a accesa interiorul gării și lângă gara CFR, la fel ca și la noi de altfel, la Brăila, există și oficiul poștal aflat aici. Hai să accesăm și să vedem cum arată și zona peroanelor. Aici este zona birourilor și ghișeurilor. Da? Și un aparat de cafea. Nu este foarte mare, însă vedeți, imediat am accesat zona peroanelor, care sunt separate cu o plasă de protecție. Remarc, tipic cum s-a făcut și la noi, la Brăila. Ia priviți cât de frumoasă este. E scris acolo, scrijilit în piatră, Piatra Neamț, exact din piatră. Și bineînțeles, lângă sediul CFR, cam cum se întâmplă și în toată țara, de altfel, lângă sediile CFR există și oficii poștale, cât și oficii de poliție. Și bineînțeles, fiind în Piatra Neamț, inclusiv oficiul de poliție, remarc că este placat doar estetic cu piatră, ca să fie asemănător cu gara CFR. O vedeți aici în față, micuță, dar există. Iar aici este poșta. Iar de aici remarc că se vede mai clar, cel puțin cu ochiul liber, și zona tranzitată de telecabinele care te poartă sus în vârful acelui deal unde există un complex turistic. De altfel, o zonă foarte frumoasă în vârful dealului. Însă, aceste telecabine se pot lua fix de aici, din apropierea gării CFR.